Eu stați așa. Când te întreabă cineva de ce vă numiți eu mama, tu ce trebuie să-i spui? Pentru că mama ta e atât de grasă încât când trece prin fața televizorului se termină reclamele. Noi ne numim eu mama pentru că mama ta e atât de grasă încât când se îmbracă în galben o strigă lumea pe stradă: Tati! Mulțumim că ați venit, bravo! Bravo! Bravo toți! Felicitări! Hai, plecați, nu vă mai vedeți! Totul depinde doar de ei. Cât de buni vor fi mai departe, o să vedem. Am auzit că o grămadă de fete care au participat la acest concurs și-ar dori ca tu să devii bărbatul sau soțul. Ți-aș putea propune și eu asta. Am îmbătrânit, boss! Crezi că poate? Asta e! Bagă steluțe, moșu. Suntem din nou împreună. Păi să dansăm atunci. Ca să fii dansator, trebuie să te dedici total. Să continui, indiferent de greutăți sau de părerile celor din jur. Nu e ușor, dar ea a reușit. A fost atât de greu să dansez, pentru că îmi place. Numai că eu am plecat singură la drumul ăsta destul de micuță. Părinții mi s-au despărțit când eu aveam 3 ani. Eu am crescut cu tatăl meu și am plecat de acasă când aveam 16 ani. Așa au pornit toate cele în viața mea. Foarte. Nu sunt perfectă, nu am fost perfectă. Am făcut multe greșeli în viața mea. Așa a fost să fie. Sincer, îmi doresc foarte tare să fiu fericită. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Teodora Bencea. Seara! Săruna, mă numesc Mihai. Dansați profesionist? În seara asta voi dansa la bară. Ok. Da, un dans sexy? Ce înseamnă...